bucătăria lui Biagio, Irina continuă desfășurarea de forțe. Talentată și hotărâtă femeie, are o armă, luptă cu ea până la capăt. Ce miros! Ce miros. Wow, ia uite, foame? Da, nu? Eram sigur că masa caldă e gata. Intră la ea acolo și vezi ce-a făcut. Ce miros, ce-ai făcut, mă? Da, păi, ce-am fost mai ușor. Mama liguță, cartofiorii. E o femeie prea devotată. Măi, femeie, dar tu nu obosești niciodată. Nu. Păi nu trebuia să vă pregătești ceva? Normal, că și eu când am să plec la petrecere sau undeva, aștept să vin acasă. Ai dreptate. L-aștepta pe lui, de fapt, a vrut să-i facă o surpriză foarte plăcută. Eu cred că l-a surprins foarte plăcut. Hai, bine ați venit. No, să rămână, mulțumim frumos. Mulțumim, bine că ne-ai primit cu masa caldă. Când ne-am văzut, ar fi fost ei un pic rușnați așa, că s-o gândi că, uite, Irina o făcut mâncare și ne așteaptă. Mă, din asta poți să te opărești și nu-i glumă. Eu chiar mi-ar dori să am bărbat ca el acasă la mine. Deci, mie asta îmi lipsește acolo. Păi sunteți secretoși, spuneți-și mie unde ați fost, nu? Am fost la o cafenea sau ce era acolo? Ba da, cafenea. Și am băut un ceai și am avut eu așa niște curiozități. Ca să beau o cafea cu el, cred că am timp să beau și de acum înainte. Deci nu e așa important cafeaua sau ceaiul ce-o băute. Deci, mămăliga asta e genial. Să vedem. Mamă, mâncare perfectă. Masa a fost gustoasă și sănătoasă. Am o surpriză pentru tine, Biagio, că nu asta a fost surpriza cea mai importantă. Adică? Surpriza este aici. Până la urmă să-i demonstrez că ce am adus eu atunci la petrecere, prăjiturile sunt făcute de mine. Prima broscuță, opa, prima biluță, care am făcut-o aici în casă la tine. Da. Și aș vrea să o împărțim. Ești de acord? Încă o dată e o reconfirmare de devotamentul ei față de mine. Am sentimentul că m-aș cunoaște de el de-o viață și cam greu ca să mai deslege cineva treaba asta. Hai că eu pot să mă retrag? Nu, stai! Ca să vă savurați. Adică suntem la capitol cină, deja vorbim de retragere, nu știu ce, nu știu păi, cum. Păi zic să plec puțin ca să vă las pe voi așa să aveți păi, momentul. Ia și servește și tu, nu... Am cer scuze, adică... na, asta este, da, împărțim o s-au prăjitură, supărat, nu facem. S-au supărat că noi am mers și păi am servit un ceai. Ea aici am pușcat de o dată. Lui a făcut o surpriză foarte plăcută, iar pe mine cumva parcă mi-a înfipt așa ceva. Nu știu, așa am simțit-o eu. Așa am simțit momentul acela. Așa cum Magda nu ne-a putut despărți, cred că nici Valerica nu ne-ar putea despărți. Ca să nu fie ceartă, da? Că așa mi se pare firesc. Unul la dreapta, unul la stânga. Poftim! M-a surprins gestul de a împărți broscuța în trei. Eu cred că e mai înțelept ca mine. Deci mi-a dat o lecție la treaba asta. Îl admir cu treaba asta. Serviță, prima broscuță de la Târgu Frumos, făcută de o moldoveancă. Da. Da? Moldoveancă veritabilă. Goșpodină! Goșpodină, da. Cu G mare. Au venit... Toate literele bar, nu n-am primit în viața mea atâta laudă. Foarte bun. Ea cu siguranță s-a supărat. Mă bucur că casa devine din ce în ce mai primitoară. E așa liniște, ai. Asta am vrut să vând eu. Bă, e liniștit. Păi dacă nu toate sunt este... la locul lor, dar nu mai este cine face gălăgie. Nu vroiam palate.